Actor american de origine scoțiană, James Stewart s-a născut pe 20 mai 1908 și a fost de profesie arhitect până să descopere că este pasionat de actorie. După câteva roluri în musicaluri jucate pe Broadway, James apare pentru întâia oară în distribuția unui film în 1935. Apoi, jucând în You Can't Take It With You, regizat de Frank Capra, actorul devine faimos și se alege cu o nominalizare la Oscar. Valorosul premiu atribuit de Academia Americană de Film avea să intre în posesia lui Stewart în 1940, odată cu rolul jucat alături de Katharine Hepburn în Poveste din Philadelphia. Din decembrie 1941, Stewart se înrolează în aviația militară americană până la sfârșitul războiului, avansând la gradul de colonel și fiind distins cu mai multe ordine și medalii. După reîntoarcerea în platourile de filmare, joacă în câteva filme care îl recomandă ca pe un actor matur, capabil în abordarea de roluri foarte diferite, de la filmele de dragoste și westernurile lui John Ford sau Anthony Mann, până la cele de suspans ale lui Alfred Hitchcock. Lisa! Please! Prodigioasa carieră, începută în 1935 și încheiată de actorul american cu origini scoțiene după 1990, adică după mai bine de 55 de ani, avea să fie răsplătită cu un glob de aur. De un alt Oscar, pentru întreaga activitate, avea să se bucure James Stewart, odată cu marcarea a 5 decenii pline în slujba cinematografiei. Ei, și să susțină cineva că, lucrând ca arhitect, ar fi fost cel puțin la fel de renumit printre artiștii planetei.